ziua! Bună ziua! Ce faceți? Ați venit! Cât de vesel! Vă pupăm, vă pupăm pe toți! Stai tu aici, domnișoară, vă pupăm! Salutare! Salutare, vă pupăm! Cât de vesel ești la voi? Da, să stai în culise, e foarte vesel! Ce veselie pe mine! Păi stăm și noi în culise acolo cu zâmbet. Și ascultam. Uitam, ne uitam la voi. Și ascultați, nu? Și ați înțeles ceva sau? Ne-am prins, da? Cu telefonul. Îmi pare rău, ne-am prins și noi. Bună, Eva, ce faci? Bine? Și cu mințică și pe tine te amuza faza, nu? Cu telefonul. Eva, când nu e atentă, vezi că are telefonul acolo, dacă poți să le iei să joci puțin cu el? Ce râde. S-a jucat până acum. S-a jucat în spate, se plictisea. Spune-ne ce ți-a adus moșul. Moș Nicolae. Nicolae. La microfon, puiu. Multe, multe dulciuri. Da. Mi-a adus și mandarine și cu o zi înainte am găsit mandarine pe bagaj. Mandarine? Și jucării. A contribuit și mami cu tate la niște jucării. Păi și crezi acolo că l-a cărat tati pe Moș Nicolae în porbagaj? Nu! Cred că Moș Nicolae le-a pus la rece acolo. Sau cred că l-a răpit mami pe Moș Nicolae. Nu! Ba da! Să știi că ne-am gândit foarte mult dacă mai punem și un uieluș acolo. Au! Okay. De ce? Aoleu, era ce? Cazul pe alocuri, dar anul ăsta am zis că Moș Nicolae, vorbim cu moșul că... și... Da. Rămâne să ne mai corectăm până vine celălalt moș. Părinții și iartă toate păcatele. Părinții au primit vreo nuielușă? Ar fi trebuit. Ar fi trebuit, nu? N-au avut timp de nuielușă, părinții. Nici de nuielușă, nici de dulciuri. Exact. Păi, mami mi-a zis că Anastasia anul trecut a primit o nuielușă. Nu, anul trecut, când era mai mică, într-un an, i-am pus Anastasia odată pe lângă dulciuri, pe lângă dulciurile pe care le-a dus moșul, i-am pus noi o nuielușă așa, ca să-i dau un... Simbolic. Din acadea, din aia. Gen să mai spele vesela, gen să mai facă anumite chestii, da? Da. Nu, avem niște copii cu mine, slavă Domnului, nu a fost trei cazul. La număr. Da. Cine la număr, vă da ajută cu ei? Mama, o pupăm, uite, o pupăm bunica, maxim. Da, bunica ne ajută. Da, e și acum cu David acasă, care iar e răcit, da. Și mama ne ajută, slavă Domnului, și cred că și noi suntem destul de implicați în relația cu copiii noștri, nu, iubire? Da, da, foarte nu iubire? Mult. A, cum am zis, foarte nu iubire? Mult, foarte mult. Păi noi ne ocupăm de tot și îi ducem și îi aducem de la grădiniță, stăm cu ei un weekend. Încercăm să fim cât mai disponibili pentru ei, pentru că vremea zboară și când te trezești, ei sunt deja mari și zici... Tati! Da, iubita! Când mă uitam acolo, pur și simplu am văzut cumva când eu cântam aia cu altă dată. Nu mai dați de secretul, e secretul, stai liniștit. Da. O să vină și aia, da, un pic mai târziu. Ia, are un feature în care are o colaborare, da, muzicală care va apărea curând, dar este încă un secret mare cu da un nume foarte mare din industrie. Da, da, ea se pregătește. Da, 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 da. Tot un băiețel așa simpatic, o să vedeți voi. Da, e făcută deja? E în desfășurare. Da. Și nu poți să ne spui? Deocamdată e în lucru și... A, de ce ești curioasă, Diana, sau de ce? Te roade curiozitatea acum. Câteodată, da. Așa-i, nu? Da, uite, da, nu știe să țin niciun secret. Da. Domnișoară, nu știi să ții secretul. Nu știi că e secret. Dar voi ce-ați primit de la moș așa? Sunt curioasă. Am primit multe dulciuri, uite câte un mesaj. S-a uitat unul la altul. Și la noi, mami și tati credeam că nu mi-a dus și nu și-au pus. Deci eu... Așa că fi cizma plină de bomboane. Aoleu, cizmele mele erau pline, vârf de bomboane și ciocolate. Ai fost cu minte, mamă. Am fost foarte cu minte, da. Și pe la noi și prin Peziu erau numai bomboane și aveam doi moșchi. Eva, vin lângă tine, stai așa că vreau să mă ajut la ceva neapărat. Ia, ce mai vrei? Mă ajut să prezint emisiunea? Fii atent, uite-te în camera aia de acolo.